Am venit aici până la primăria din Moeciu să stau puțin de vorbă cu primarul. Poate îmi dă și mie o casă aici prin zonă. Ce ziceți? Mi-o da? Bineînțeles că glumesc. Este un magazin aici, de unde vreau să fac ceva cumpărături. Cine știe, domn primar, dacă vă uitați la acest vlog și aveți de gând să-mi dați o casă, accept. Tocmai am făcut cumpărăturile și mă îndrept spre locul de campare, dar am oprit puțin aici, în satul Shimon, să vă arăt această biserică. Biserica Sfânta Parasiva, o biserică veche, construită în anul 1791. Monument istoric. Deci, 1791. A fost construită cu ajutorul oierilor de aici, din satul Shimon. Ei au contribuit material pentru ridicarea acestei biserici. Iar tot aici este și cimitirul satului. Dumnezeu să-i odihnească. Dau o mică tură la biserică, iar apoi nu văd continuare de drum. Da, înăuntru nu se poate intra. Uitați ce frumos a fost cutat în lemn. Uitați ce frumos. Ce frumoasă această troiță aici, în fața bisericii. Așa, aici pe partea asta avem pensiune. Brandenburg Restaurant. Arată foarte bine. Chiar îmi place. Iar aici avem o casă frumoasă unde s-a născut un om important. Medic primar, doctor în științe medicale, chirurg de excepție, care a făcut onoare medicinei românești și locului natal. Frumoasă casă. Ferestre mici cu obloane. Era aici grajdurile. Imediat lângă biserică, pensiunea Crețu, 2 stele. Sunt foarte multe pensiuni aici în sat, e normal. De la 10 minute de mers cu mașina de bran. Era să le pierd. Mamă, la fix. Era fix. De bine. Era cât pati să le pierd. La fix. Doamne, cât de bine e. Asta nu e... Asta nu este baie de trezire, este baie de răcorire, v-am spus, cu toate că sunt la munte. Este zăpușeală. Pur și simplu, nu am putut să mă apuc și apa este, e rece, dar e bună, rău de tot, deci îmi place la maxim și foarte curată. Ursus, a trezit ursul din mine, deci a trebuit să mă bag, să fac o baie. Haideți să vă arăt locul. Uitați ce loc frumos am găsit. Aici, practic, sunt pe o peninsulă. Mi-am luat și o peninsulă aici, așa. Deja papirul este făcut, aranjat. Satul este în direcția aceea.
dacă vreți să veniți să campați aici, să faceți un grătar, sau pur și simplu să faceți o baie, când sunteți în zona Bran, intrați în satul Simion și mergeți până ieșiți din sat, dați un drum off-road și aici sunt mai multe locuri, sunt mai mulți oameni, puțin mai încolo sunt și cu rulota, am văzut. Foarte frumos locul. Recomand cu încredere, iar dimineața mă voi trezi foarte bine, fără să mai bată soarele în cap, pentru că, ia uitați aici, am parte de umbră. Dacă vă place și apreciați ceea ce fac, nu uitați, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, două comentarii, trei comentarii, distribuiți, dacă aveți un prieten sau pe pagina de Facebook, să vadă și alții, iar eu vă mulțumesc anticipat. Mulțumesc! Iar îmi place foarte, foarte mult zona asta, am găsit bine. Like! Apasă butonul de like! Focul a pornit, ce să zic, este o seară minunată. Și cam așa arată platoul meu haiducesc. Roșie, salam, brânză topită și ce frumos și bine să stai singur liniștit, fără prea mulți vecini sau fără vecini deloc, chiar au plecat toți din zonă, fără muzică, se aude doar susurul apei, liniște, practic sunt în pustietate aproape, nu chiar, dar mă apropii. Sunt singur, liniștit și chiar este foarte bine. Brânză topită. Salam. Se ia, se mușcă. Gata masa, să fie de bine, să nu pentru masă, cum se zice, sănătate la toată lumea, să fiți fericiți, să fiți iubiți. Deja s-a noptat și mai devreme, când mâncam, am auzit aici ceva în spate, așa o mișcare, mi-a dat un fior, deci pentru o secundă, două, m-am întors, nu știu ce s-a auzit, vreo insect, vreo șopârlă, ceva, habar nu am. Dar m-am intimidat puțin. Acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc și eu noilor membri ai canalului, de fapt primilor membri și noilor, că sunt primii, sunt noi. Am 5 membri. Vă mulțumesc mult de tot pentru susținere. Mulțumesc celor care au donat. Am 2 persoane care mi-au donat 10 lire fiecare, vă mulțumesc mult, contează pentru mine, nici nu vă dați seama, chiar contează mult, adică în afară de aprecieri, like-uri și comentarii, că am mai primit și acolo, de o bere, de un litru de benzină, credeți-mă, contează enorm, adică simt că fac ceva bine, eu practic arăt ceea ce fac eu. Normal, natural, arăt
peisajele care îmi plac și mie să le văd, caut locuri speciale, cel puțin pentru mine, nu știu pentru voi cum sunt. Dacă printre voi mai sunt doritori ce vor să mă susțină, doar dacă vă permiteți. Dacă nu, nu. Deci să nu rupeți de acolo, din bucățica voastră. Dacă vă permite să faceți cinste cu o cafea, ori vă alăturați ca și membri ai canalului, ori faceți o mică donație, am detaliile în descriere. Nu vreau să vă mai țin prea mult de vorbă, s-a noptat, e deja noapte. Închei și eu deocamdată pe seara asta, îi dau un telefon la baby, mai stau de vorbă cu ea, mă bag și eu în bârlog. Aici, nici nu știu dacă se vede. Mă bag la bârlog, mai stau de vorbă cu baby, mă culc și ne vedem mâine dimineață. M-am mai scos și aici ceva de mâncare. Și a apărut să doi ochi în partea aia. Am prins lanterna, am îndreptat-o încolo și a dispărut. Nu știu, vulpe, habar n-am, bifor, nu știu. Dar cum am scos mâncarea, imediat a apărut. Și desertul din seara asta, în seara asta e 1 aproape, în noapte, de cum sunt biscuiții. Sper să nu atrag ursul. Foarte bun. Bună dimineața, viață, bună dimineața, oameni buni. M-am trezit și eu de vreo jumătate de oră, am mai lenevit puțin în mașină, am dormit foarte bine, m-am odihnit bine. Iar acum, bineînțeles, trebuie să fac și eu așa o mică baie, o răcoreală. Așa da viața. Asta da trezire. Este apa super, super bună. Bine, e apă rece, cum trebuie. Dar pe căldurile astea e minunată. Exact ca și ieri dimineață, un sandwich cu șnițel, 15 lei, apă minerală, de data asta n-am luat de aia cu vitamine, cafeaua, la aceeași benzinărie, unde este foarte aglomerat. S-am poft. Uitați aici un peisaj frumos. Imediat vă spun și unde sunt și ce caut pe aici. Dar mai întâi peisajul. Sunt în satul Peștera, de lângă Bran. Am venit să vizitez peștera Liliecilor, dar din păcate nu am avut unde să parchez mașina și nu puteam lăsa pur și simplu în stradă, că nu se poate. Și am zis totuși să vin aici în centrul satului, să mă plimb puțin, să văd și eu peisajul și ce mai e prin zonă. Un sat foarte frumos, turistic, dar în afară de peștera Liliecilor, nu prea am ce vizita aici. Așa că mă întorc spre mașină. Oricum, peisajul este foarte, foarte frumos. Totuși nu am venit chiar degeaba. Aici ceva arhitectură tradițională.
specifică zonei. Ia uitați ce de turiști. Iar aici niște oițe. Uitați, s-au înghesuit la umbră acolo. Cred că le-e cald. Stă mielul ăla ghemuit. Iar asta aici pască și ele niște iarbă. Și cred că odată aici a fost școala. Am eu bănuială pentru că arată precum o școală. Dar lipsește aici pancarta. A fost și probabil nu mai funcționează, nu mai sunt copii în sat. Aici am parcat și eu mașina în fața primăriei și a Cămunului Cultural, dar pare părăsită. Și primăria, adică, da, e închisă, nu e niciun program, ori s-a mutat de aici, ori nu dau seama. Astăzi nu prea am noroc de obiective turistice, dacă pot spune așa. Vreau să urc pe un traseu de 40 de minute la mănăstirea Bran și mai este un punct de belvedere, pe dealul Bălăban, dacă nu mă înșel. Și uitați-vă și voi, ăsta este drumul, practic este un râu și eu inițial am intrat, am zis că poate nu ține mult. Am mers, dar văd că nu se oprește, uitați și voi. Deci pur și simplu, pe aici trece râu. Deci ăsta nu este un drum. Pot urca cu mașina pe alt drum. Cel puțin așa mi indică harta și sper să fie bun. Dar am zis să mă plimb și eu. 40 de minute dus, 40 întors, nu era rău. Și uitați, aici la fel. Nu știu cine a pus lemnul ăsta aici, dar l-a pus cu cuiul în sus și nu e bine. Asta aici o gospodărie tradițională cu casă din bârne specifică locului. Parcul Natural Bucegi, bine ați venit! În spatele meu este satul Poarta, exact lângă Bran, iar în față merg pe un drum forestier pentru o plimbare în natură. Dacă nu am urcat la mănăstirea Bran, n-am avut parte de peștera lilecilor, am zis totuși să mă plimb puțin prin natură, am găsit informația undeva pe internet că este așa o drumeție ușoară, recomandată tuturor vârstelor. Avem și niște reguli de vizitare aici, nu aprindeți focul decât în locurile special amenajate, strângeți gunoiul după voi, respectați traseele marcate, etc. Puteți veni cu mașina până aici, în fața barierei. Eu am lăsat-o la vreo 200 metri mai în spate. Și intrăm pe drumul forestier. Păstrați apele curate. Asociația Montană Carpați, Parcul Natural Bucegi. Foarte mulți copaci tăiați pe marginea drumului. Pe
o distanță destul de mare, merg de 5 minute, 10 minute, nu știu, și cam asta este peisajul. Această apă de râu, de munte, are o energie incredibilă, nu știu, efecte terapeutice. De fiecare dată când dorm lângă un râu de munte, mă trezesc mult mai bine, dorm mai profund, mă trezesc mai bine, mai energic, mai ales după ce fac și o baie în râu, nota 10. Și deodată, la marginea drumului, apare această cașcaravete, nu știu cum să-i spun. O fie a pădurarului? Fără semnalizare. Da. M-am revigorat puțin cu apă rece, potabilă, răcoroasă de izvor. Iar acum sunt în drum spre mașină. Cam asta a fost plimbarea mea scurtă pe acest drum forestier. Am mers, nu știu, m-am dus jumătate de oră înspre refugiul Salvamont și mai aveam încă vreo 15-20 de minute să ajung la el, dar mi-ajunge. Jumătate de oră dus, jumătate întors, mi-am făcut și eu plimbarea. Iar acum cred că merg să campez în același loc unde am stat și aseară, să fac o baie în râu și să mă relaxez. Sper că v-a plăcut vlogul pe ziua de astăzi. Dacă vreți să vedeți continuarea și nu v-ați abonat la canal, abonați-vă, apăsați butonul de like dacă vreți să mă susțineți. Dacă vreți să fiți notificați atunci când postez, apăsați butonul, acel clopoțel, și lăsați un comentariu, două comentarii, trei comentarii. Iar eu vă mulțumesc pentru asta și vă urez o zi cel puțin la fel de frumoasă, răcoroasă ca a mea. La revedere! Am făcut o scurtă oprire pentru că mi-a fost atras atenția de câteva lucruri, și anume acest cal frumos ce paște aici lângă râu. Și această casă mobilă în devenire. Mă întrebam dacă va rămâne pe această mașină. Îți pare foarte tare ideea, dar mașina nu arată prea bine. Dar probabil o va parca undeva și o va lăsa acolo, nu știu. Dar mi se pare interesantă ideea. Practic, asta e un tiny house. Ce părere aveți? Iar aici, lângă centru, închirieri schiuri. Bine, pe timp de iarnă. Uitați ce frumoasă este căsuța. Aici, lângă râu. Și hai să vă mai arăt ceva. Aici este o pensiune, Casa cu Amintiri se numește. Și arată foarte frumos pe din afară. Am intrat pe internet să mă uit, costă 350 de lei pe noapte o cameră aici. Dar uitați cât de frumos e pe din afară. Casa cu Amintiri. Arată foarte frumos și pe interior. Am văzut pozele
pe Google, 350 de lei pentru cine își permite casa cu amintiri aici în satul Poarta de lângă Bran. Nu sunt plătit să fac nicio reclamă, că dacă eram plătit, mi-a dat și eu noapte cazare acolo. Pur și simplu, am oprit văzând prima oară această casă în devenire, după am observat și acel cal, centru de schi, casa cu amintiri, toate concentrate aici la ieșirea din satul Poarta. Drumul forestier este în acea direcție, iar Branul este în direcția cealaltă.